Bună, este Milentina, Milentina Marcus și sper să-ți placă acest video. De fapt, sunt convinsă că o să-ți placă pentru că sunt lucruri atât de practice care pe mine m-au ajutat să-mi îmbunătățesc viața și chiar să-mi cresc business-ul. Azi vreau să vorbesc despre atitudinea mea schimbată față de bani. Da, foarte mult timp am fost o persoană care nu ajungeam de la un salariu la altul cu banii și nu pentru faptul că nu câștigam suficient și nu câștigam într-o poziție de top management mult peste media celor din România sau chiar din Europa, dar aveam o parte în care nu știam să-mi țin banii. Și asta era din atitudinea mea față de bani. Și când în momentul când am început să-mi schimb atitudinea față de bani, lucrurile s-au schimbat total. Adică chiar am simțit acea abundență să ai și chiar să poți să pui deoparte și chiar să economisezi și chiar să ai cont de libertate financiară, pentru că am schimbat ceva în modul meu cum priveam banii. În primul rând, eram foarte supărată înainte pe facturile care vedeam, de parcă nu i-aș fi făcut acele, n-aș fi comandat, de parcă nu i-aș fi comandat acele servicii. Gen, eram foarte supărată pe facturile care vedeau pentru gaz, pentru utilități, până am înțeles că eu trebuie să fiu super recunoscătoare pentru asta, pentru că eu m-am bucurat de acele servicii. Așa că de câte ori îmi venea câte o factură, am început să scriu pe ea mulțumesc pentru bani. Adică ce făceam? Îi spuneam Universului, Universule, sunt super încântată că am avut parte de acest serviciu, m-am bucurat de acest serviciu, acum dăm acei bani ca să pot să acopăr această factură. Iar după ce mi-o termin de plătit factura, iau factura și scriu pe ea mulțumesc plătită. De ce? E ca și acea formă de recunoștință, asta am învățat-o în cartea Magia, pe care ți-o recomand, e acea formă de recunoștință prin care îi spun Universului mulțumesc mult, Universule, pentru că și de data asta mi-ai dat acei bani ca să pot să-mi acopăr această factură. Asta este una. În momentul în care am schimbat acest mod de a fi recunoscătoare față de cheltuielile pe care le aveam, lucrurile s-au schimbat în atitudinea mea și în starea mea. Pentru că nu mai dădeam energie negativă, ci pur și simplu dădeam drumul acel val de energie pozitivă și bineînțeles că unde pui energie pozitivă, crește. Bun, al doilea lucru pe care l-am schimbat a fost să-mi organizez foarte bine banii. Exact cum spuneam, am fost într-o poziție de top management, deci financiar pot spune că da, ok, aveam din punct de vedere financiar, dar niciodată nu știam cum prin câte conturi, pe ce cheltuiam, la final, nu de lună, ci de 3 săptămâni, nu mai aveam din salariu și mă gândeam, ok, pe ce s-au dus banii, nici măcar nu știam pe ce s-au dus. În momentul în care am schimbat setarea mentală și am zis, ok, eu va trebui să am o atitudine de control pe bani și am început să-mi țin foarte bine, știu foarte bine conturile, știu foarte bine care, când, unde se mută, știu foarte bine câți bani sunt în contul de libertate financiară, în acela în care economisesc pentru a fi liberă. Deci știu foarte bine în controle și nu pentru că sunt o persoană care să-mi placă să am limite, ci sunt o persoană care să știu exact unde sunt și cum controlez partea aceasta. Iar al treilea lucru care pe mine m-a ajutat a fost să fiu super recunoscătoare pentru toate lucrurile pe care le primesc gratuit. Sau cadou sau lucruri de genul acesta. Pentru că dacă mă întâlneam sau găseam un euro, eram atât de indiferentă pe principiu, un euro câștigam mult mai mult, adică cu ce mă ajută. Și văd foarte multe persoane care nu sunt recunoscătoare chiar dacă găsesc un astfel de mărunt, ceva mărunt față de ceea ce ei au. De fapt, ce spuneam Universului? Că respingeam cadourile pentru că asta înseamnă, de fapt, un semn din partea Universului că e deschis să-mi dea. Și am înțeles un lucru, chiar dacă pentru mine este prea puțin sau oricum față de ceea ce am, îmi dau seama că e păcat de acele persoane care cu un euro chiar trăiesc poate o zi întreagă. Și atunci am spus, ok, da, ăsta este un semn prin care Universul îmi dă ca să fiu eu canalul care dă mai departe. Adică să nu blochez acel canal, chiar dacă poate mie nu trebuie, dar sunt convinsă că o să găsesc să-l dau cuiva care chiar o să aibă nevoie. De-aia Universul mi l-a scos în cale acest un euro pentru a putea să-l dau mai departe. A, știu că eu pot să-l dau mai departe. Așa că am început să fiu foarte recunoscătoare pentru absolut orice primesc, oricât de mic ar fi cadou. Ăsta pentru mine este un semn că Universul încă are acel canal de abundență deschis pentru mine și îmi tot trimite. Deci tot timpul spunem, ok, cerem anumite lucruri sau cerem oportunități sau cerem idei și Universul ni le dă sub forma neașteptată, adică poate este sub o altă formă, nu în cea care noi ne-am așteptat. O respingem. Ar fi bine să ne uităm puțin la ea, pentru că acolo undeva
Exact, universul ne-a trimis și asta înseamnă că da, a fost super, 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 super deschis cu noi să ne trimită ceea ce noi avem nevoie. Așa că am preferat să fiu lucrul acesta și să fiu tot timpul recunoscătoare pentru lucrurile simple și mărunte și poate care le primesc, dar să-mi dau seama că da, asta îmi arată că universul este deschis. Cineva a lăsat în casă un leu? Super! Fantastic! Sunt mai bogată cu un leu? O să pot să-l dau mai departe cuiva care o să aibă mare nevoie de el. Așa că asta sper să vă ajute să schimbați atitudinea față de bani și în felul ăsta, starea pozitivă, o să vezi că altfel o să creeze partea ta de abundență. Dacă ți-a plăcut acest video și dacă te-a ajutat acest video, lasă-mi un comentariu pentru că sunt foarte curioasă care este atitudinea ta față de bani. Ce conștientizări ai? Ce setări ai din familie, din societate legat de partea financiară? M-am pupat! Vă urez o zi superbă și ne vedem în următoarele videouri, așa că dă subscribe pentru că o să mai urmeze multe videouri de genul acesta.